Salut! Am întârziat un pic. Ciao. Pe unde o luăm? La casele rău. Am putea, numai că n-aș merge pe asfalt încolo. De ce? Merem în pădure. Să vedem numai pe unde. Ii, da, cine să ia? Nu știu, cu niște bugheșuri, ceva. Cred că a coborâm pe asfalt și după primele case facem stânga. Da. Și mergem pe stădeal, ținem drumul și ieșim direct la canton. Mergeți voi înainte. Nu mă ținem drumul. Să țin și eu ritmul vostru. Ce merg băieții? Să nu-i pierdem. Ce m-a aruncat lemnul ăla? O să mă duc cu băieții la casele alea abandonate, la care am fost în episodul anterior. Să vedem cât am la oră. 32. Bă, dar să duc bine băieții. Văd că nu prea le place nici lor noroiul. Nici mie nu prea mi-l place. Adică m-aș băga eu prin noroi, doar că nu-mi place din cauza că am de curățat după aia pe motor. Și asta urăsc cel mai mult, să scot noroiul de sub protecții. Aici cred că în față. Bă, Clau, nu știu ce să zic, dar dacă vezi videoclipul ăsta, îmi pare foarte rău, doar că cred că o să fii detronat. Noua trupă de juniori o să-ți cam ia locul, nu o să mai fii tu favoritul. Asta e, ai crescut, nu mai junior. Băieții încă-s mici, o să fie ei favoriți abonaților o grămadă de vreme. Pe aici. Pe aici. E un pic mai greu. Nu mă încet. Că aici e destul de mare. N-ai făcut prea bine! N-ai făcut prea bine! Așa? Ce naiba, mi-a intrat ceva creangă la lanț. A ieșit ca norocul. Cred că o merg ceva tough pe aici de sulății drumul, că nu a fost chiar așa de larg. Dacă o lași încet, merge! Lasă-o numai încet, ține marginea. Cel mai sigur. Poți? Un pic mai din viteză și merge. Atât. Eu cred că... Au! Băgam și piciorul în el de spin. Ce mi-o tras una peste mânușă. Cam în 10 minute maxim ar trebui să ajungem la casele alea abandonate. După cum se vede la urcare, urcă mai bine decât riejul meu. Doar că o avantajul găs și ușor. Când m-am pus eu pe motor de 60-70 de kg, habar n-am cât are cu kilele mele, vă dați seama. Tot înainte. O iau eu în față, că pe aici, pe undeva, era o potecă destul de îngustă între copaci. Doar că nu mai știu exact cum unde era. Nu prea se vede. Sper că se descurcă băieți aici. Lux, nicio treabă. Și acum să vedem unde e poteca aia. Uai, dar n-aș pe aici pentru spinii ăștia. Nu știu dacă e asta, dar mergem și aici. Uai. Să vedem ce-i prin înăuntru. Ce ți-a luat? O, și m-a luat destule.
În asta nu știu cum intrăm. Da, bine, e și deschisă. Cred că se poate vedea înăuntru. Ei, dai nașpa. Numai pe acolo, roată. Hai să mergem în casă. Nu-mi dau seama care-i. Nici nu cred că e aia la care am fost eu. Alea două, adică. Bă, n-am fost la asta, dar e chiar dezastru aici. Se poate pe acolo? Asta e chiar închis aici. Dar nu, că acolo sunt prea mulți pini. O, bă, că am ieșit piciorul, mi s-a agățat camera. Accesibil? Nu poți? Dar pe dincolo, pe gaura aia mare. Stai un pic. Nu, ăsta e fix aici, nu se deschide. Cum e? E deschis? E bine, doar dacă bagi piciorul prima oară. Grijă la spate. După aia găsim noi variantă să ieșim. Nu vine, că o ține geamul ca norocul. Asta nu mai stă mult în picioare. Hopa! Ce este sus? Spini! Bă, dar nu poți să ai venit, ba da! Dar ai filmat nu cred. A, ba da! Da, așa ai zis că e de domnul 1 sau ce? Asta e. Hai, da, pune-mi ăla numai în pământ să nu-l bași. Capcană pentru motoare. La ce-o folosea oare? Asta e închisă? Da. Da, oare dincolo nu-i clanță? Nu, nu are clanță. Nu, asta a închis-o. Sau nu? Ce s-o grămadă de haine? Uite ceva poze. Ce scrie pe ea? Ceva, nu știu, nu-i pe-n gura, știu. Aici e cine a trăit? De la nuntă. Ia da un pic. Nu știu. Nu înțeleg scrisul. Nu cred. Ciungurește asta e slovăcește. Ce mai important. Se mireasă. Dacă am găsit ceva dată pe ele, dar nu scrie nimic. Ce semne la? Lanternă, da, lanternă. Sunt curios în ce ană-s pozele. Sau un ziar, ceva? Nu este. S-a auzit ceva? S-a închis ușa? S-a închis-o cineva? Aici nu prea poți ieși. Aici e dezastru afară. Bă, la ce mizerie e pe aici? Aici trăiește cineva, din când în când. Bă, pe aici nu e nimic interesant. Hai mergem dincolo. Să te vedem acolo. Pe unde a fost prima oară? Nu pot. Păi pe aici am fost eu atunci. Sau, nu? Dar nu e asta la care am fost eu atunci. Nu, că am putut veni până pe scări. Și era o ușă. Da. Asta e alta. Da. Aici este ceva... ceva caiet. Mi-a scris ceva pe el. Da. Dar că nu-mi dau seama. Asta e ceva rețetă de la doctor. Astăzi, 26 februarie, anul 1951. Total,
1285. Vă dați cum pe erau medicamentele? Comuna Groș, numărul 227. Aici e un plic. Gaură de șobolani. Tot ceva de genul, 16.000 de lei. Mai este ceva pe aici. Că mai este ceva. Nu știu ce este. A, tot ceva caiet. Hai să vă citesc o poezie. Bă, ce stai voinic supărat? Zău, zău. Ori aștepți un sărutat? Zău, zău, zău. Cum să nu fii supărat de vestea ce-am aflat? Că mândra s-a măritat. Cât am fost înstrăinat. No. Deci înseamnă că l-a înșelat. Cât timp el a fost plecat. L-a arat. Interesantă vremea și pe atunci. No, bine, cam atât. Nu prea înțeleg. Pe aici nu prea mai au cine știe ce. Nu au un tenis. Da, bun, mai departe? Că mai avem câteva de văzut. Da, saltea de-n paie. Pe aici ceva hârtie, nu prea mai sunt, nu? Casele alea, alte două, habar n-am unde îs. Și nici nu cred că putem înainta de aici, nu? Stai! Că altfel eu nu pot. Opa. No, la motoare și... mere mai departe la restul. Nu mă încet să nu te agheți. Să vedem noi dacă mai avem motoarele aici. E clar că casa asta nu mai fost locuită de... mai bine de 20 de ani. Poate chiar 30. Cum? Celelalte, da, arată mai bine. Și accesul e mai bun. Bă, dar n-aș fi pe aici. Nu, la mine nu. Atât. Pe mine m-a evitat. S-a oferit creanga de mine, nu eu de ea. Până la casele celelalte mai avem vreo 10-15 minute de mers. Nu prea mai are rost să filmez pe drumul ăsta și ne vedem când ajungem acolo. Aici era. Aici e casa asta unde a fost prima oară. Și cred că aici o să intrăm. Da. Ceva de genul ar fi. Fii atent că a ieșit o pasăre din casă. Și eu când am fost aici, nu era așa ușa. Deci era intactă. Na bun, cine a fost pe aici? Nu mai știu. Poate faci ceva cu aici. Aici sunt numai flacone, ceva haine. Nu e prea interesant. Hai să mergem înăuntru. Vezi, se deschide ușa singură. Cineva a dat cu piciorul și în vulpea aia? Pila aia de vulpe, adică? Da. Scrie ceva, are ceva dată. Zeto ca Margareta, clasa A6-a. 6-a, 8-a, că e de lecturi. Nu prea înțeleg ce scrie. Aici deja au fost clasa 8-a. Avea un pic de mers până la școală. Ce este în pod? A. Deci ar trebui să ajungem dincolo, în cealaltă anexă. Stai să vedem ce este și pe aici. Și aici este ceva... ce asta? Geometrie, caiet de teme. O fost, că nu așa am lăsat eu.
E posibil, aici o grămadă de haine care arată destul de bine, nu vreți să vă îmbrăcați? Da. Cu ceva nou. Asta ce-i? Bornom? Hai să mergem în cealaltă parte. M-am agățat eu. Ce zice cartea? Ce aici? A. Și acolo e închis, și acolo clar că nu intra nimeni. Na bun. Baliză, hai, unboxing. Ce e aici? Ațe de cusut, ace. Aici ochelari de citit. Deci, bă, așa ceva. Armani. Da. Deci ăștia care au stat aici s-au respectat. 1972. Uite, și aici am găsit pasta. 02 a 7 1988. Asta nu e zis. 1972. Ce este aici? A, poze, cu cine a stat? Să-i un băiat. Groș, Aleș. Și până sertar, ia să vedem. Ia prinde de el. Zeto, că au chemat și pe aia de la cealaltă casă, nu? Aici e invitație la nuntă. Dar nu par vechi. Uite, pașaportul ăsta e din 95. 1995? Nu, atunci expiră. A. De 90. Încă-s tot felul de... Așa. Aici e ceva pentru școală, cred că. Hai să-l băgăm la loc. Hai să vedem următorul. Nu-i interesant? Și ultimul? La fel. Așa. Aici ce-s? Poze? Da, tot felul de poze de Paști, că te vine Paștele, nu? Hai să vedem partea aia la alta. Sau stai? Fii atent, ăsta ce-i? A. Așa. Și aici mai este o ușă. Care-i gol. Ăla? A, ăla ieftin. Ăla nu-i Armani. Aici o cam golit. Au rămas mesele. Și pe aici nu se putea ajunge în pod, pe nicăieri? Cred că podul e legat de cealaltă. Cel mai probabil. Să vedem aici. Aici am găsit-o pe... Cum îi zice la păpușa aia din film? Era un film de groază cu păpușă. Anabel? Anabel, da. Grămadă de prostii. Ea nu. Cum? Bine, e legat cu... Da, aici nici nu prea e ceva interesant. Să nu prea se poate desface. Dar e cam gol și acolo. Aici grajd? Da. A fost. Și mai era ceva interesant aici. Hai încoace. Oba, acolo. Doar că acolo nu prea avem cum. Na bun, casa asta e safe. În caz că plouă ne putem caza înăuntru.
Mergem pe jos până la cealaltă. Că nu-i departe, ia ce jos. Că nu mai ne agățăm de tot spine. Aici deja știu traseul. Punea mărsul era mai complicat un pic. Cred că mai bine era pe acolo, pe dincolo. Opa. Cam moale. Să vedem, începem de aici. Aici e gol. Ce nu prea avem ce vedea? Ceva pe aici? Pustiu? Cât e ceasul? Ora 7 deja. Da. Ceasă, e gata. Și făcea injecție. Are aici și ăsta. Stai gol? Da. Bă, dar pe aici nu găsim ceva hârtii, să vedem. Vreodată. Hmm? Uite, fii atent. Asta poți să-l iei. Asta e vechi și mai rezistent. Deci în fiecare casă am văzut o grămadă de brichete. Chiar. Da. Și nu prea mai are multe nici casa asta și cade. Hey, două, patru. Să nu știu ce-i. Sunt ceva hârtii, doar că nu prea dă ceva dată. Da, dar aici nu ai fost cu ce-ai găsit la ușă. Ba da, dar 2001. Ba da, dar ai picat acolo jos. Și cred că în 2001 a părăsit-o. Acolo e căzută jos, sub scări. Aici e gol. Nu prea simt nimic interesant. Totuși ai că bag hârtia asta înăuntru înapoi. Nu. Aia prima a fost mai interesantă. La cealaltă a fost deja cineva, a luat aurul. Și piciorul ia de groapă. Și cam atât au fost cu casele astea abandonate. Nu a fost foarte, foarte interesant, dar... destul de vechi. Bine, și așa. Să vină și băieții. Numai tu? Vezi că dacă stii așa ochelarii, se strică cureaua la ei. Și după aia nu mai strâng.
Și eu de obicei ori mut aici în spate, că dacă ții aici, o întinzi prea tare din cauza botului. Și e nasol. Că după aia nu mai stă bine aici, chiar dacă îi strângi maxim. Îi întinzi ca naipa de tare. Așa îi pun și eu. Sau în unele cazuri îi pun direct aici sus. Adică nu-i prea fain.